Bun găsit tuturor, Sport la Ardeal TV. Un sezon încheiat, da? E deja vacanță, dar practic trebuie să vorbim despre Clubul Sportiv Școlar Reghin la final de sezon. Performanțe deosebite ale sportivilor reghineni și cine e mai în măsură să ne oferă amănunte despre acest sezon competițional încheiat decât domnul profesor Budai Borna, profesor coordonator CSS Reghin. Borni, salut, mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Borni, deci, un sezon lung în care, iată, ne-am dat drumul, da? Am terminat cu restricțiile, inclusiv apropo de competițiile pentru copii și juniori. Bun, acum, CSS Reghin are o activitate extrem de vastă, te rog puțin să reluăm așa, secții, deci, ce de când sunt la clubul sportiv, cred că avem, anul acesta avem cele mai bune rezultate la toate secțiile pe care le avem. O să începem cu basketul. Te rog. Basketul U14, care a participat în campionatul național, s-a calificat până în faza finală, la turneul final, care s-a disputat la Râmnicu Vâlcea. Domnul profesor Voș Ioan coordonează această grupă bună. Din păcate, la turneul final am prins foarte multe echipe bune și, cum mi-a zis domnul profesor, grupe private care investesc foarte mult în basket. Doar două echipe de la cluburile sportive care ei au jucat pentru locurile 11-12, dar e îmbucurător că a ajuns la faza finală pe țară. Săptămâna trecută la Costineș s-a disputat la U12 campionatul național sub îndrumarea domnului profesor Moldovan, locul 2, faza finală pe țară. Deci la basket deci și fetițele lui, da, în da, faza da. Finală, okay. Deci lucru îmbucurător. La lupte libere, tot săptămâna trecută la Costineș s-a disputat luptă pe nisip, deci este ceva nou. A fost foarte greu, de 7 zile să ții acolo să lupte în căldură și pe nisip și nisip, ne dă seama, nu putem mișca noi. Domnul Pereș da. Expirat și îi mulțumim și domnului Pereș pentru munca pe care o depune zi de zi și se vede progresul copiilor. Deci aici avem campion național SAS Darius locul 1 anul acesta, Săbăduș Alex locul 2 la școlare, Bucur Areș locul 2 pe echipe. Așa și la locul 2, la U17, Clubul Sportiv, vă dați seama câte echipe sunt în țară, a luat locul 2 și locul 1 la U15 tot pe echipe. Deci sunt, mai ales că sunt foarte multe cluburi în țară, este un rezultat foarte, foarte bun. Bani, acum dacă ne amintim, sport de tradiție, cu rezultate deosebite, da, am avut campion de la toate competițiile majore. E foarte bine că sunt cât mai mulți copii, foarte bine că sunt din Reghin. Da, bine. Și e ne okay. Mândrim cu asta. Sigur. La Hamba, iarăși rezultate foarte bune. Borda Călin, la Junior 3, în campionatul național s-a calificat la turneul final pe țară. Acolo toată lumea a fost premiat, deci acolo au participat și nou a ieșit campion. Tot așa, Moldovan Dănuț, la Junior 4, și el a participat la turneul final pe țară. Deci rezultate bune și la handbal. Multă lume nu știe că avem grupe. Handball, exact. Singura problemă aici este că avem o grupă de începători și avansați. Nu avem grupa de performanță și nu putem ține copiii în oraș. Foarte mulți mi-au zis și noi am încercat să cerem catedre, dar nu s-a aprobat de Ministerul Educației și să îi ținem până la performanță, chiar să facem o echipă de seniori. La vârsta de 15 ani... Ei pleacă. Ei pleacă. Deci la Bistrița au plecat sportivi, au plecat la Târgu Mureș, la LPS, unde au grupă de performanță. Și tot aici ne mândrim cu un sportiv care joacă la Baia Mare, la nivel mare, Călin. Deci a ajuns la în handbalul mare asta și e un lucru foarte greu. Căbuscălin, da, este foarte, foarte greu să ajung la nivel mare. Un nivel a plecat de la Clubul Sportiv și ne mândrim cu asta. Foarte frumos. Iarăși, cum am spus, rezultate bune și la handbal. Urmează fotbalul, deci la fotbal la 1-18 am ajuns în play-off-ul seriei a noua. Am terminat pe locul 3. Aici am avut probleme mari pentru că foarte mulți au fost în clasa 12-a și au optat ultima sută de metri ca să învețe. Deci aici am pierdut cel puțin 10 sportivi foarte talentați, mai ales când am intrat de pe locul 1 în play-off.
a menținut cât s-a putut, dar fără acești 10 jucători e greu. Au optat pentru școală și ne mândrim, 99% din acești elevi au luat bacul. Asta e lucru foarte bun. Bine, perfect. Fotbalul merge mai departe, dar bacul e extrem, extrem de deci, important. Deci, cum am spus, paralel trebuie să meargă fotbal, sportul cu școala. La U17, la fel, o grupă foarte bună, sub întrebarea domnului profesor Mărginan Ovidiu, tot așa în play-off-ul, deci cu amândouă grupe am intrat în play-off, tot pe locul 3 în seria noua. Copii foarte buni. Aici avem și dublă legitimare cu Avântul Reghin, unde copiii au jucat și chiar câțiva sportivi s-au prezentat foarte bine la echipa mare. Pop Mario, care a dat deja multe goluri, Marian Sergiu, respectiv portarul Raica Vlăduț, care se pregătesc cu ei. Este un lucru foarte bun. La vârsta lor se pregătească cu echipa mare. Asta e un lucru important. Da? Este important și este promovat. Deci cel mai greu în fotbalul românesc este să promovăm sportivii la un nivel mare. Sigur. Și aici cu dubla asociere, cu dubla legitimare, uitați că este un parteneriat, foarte bun. Iar cu celelalte grupe în județ, tot acolo locurile 2-3 pe care le avem, deci rezultatele sunt foarte bine. Bune. Ce vreau să vă mai spun aici, în afară de campionatul județean și național, noi participăm și în campionatul academiilor. Deci, cum știți, avem o colaborare foarte bună cu echipele din Reghin, unim grupele, la 12-13 ani avem grupe foarte bune, iar în colaborare cu toți participăm în campionat organizat de Academia Mercurea Ciuc. Aici mai participă Academia de la Odorhei, de la Sfântul Gheorghe, de la Târgu Mureș, Baraolt și Reghin. Cu 8 categorii de vârstă, deci în afară că noi jucăm în județ, jucăm și între academii, tip interligă, și este un lucru foarte bun, că zi de zi ai meciuri foarte bune. În județ sunt și echipe bune și mai puțin bune, dar aici sunt doar echipe bune. Și la fiecare meci, când joci cu oia bun, atunci cresc și copiii în joc, în valoare. Bun, uite, apropo de asta cu ideea cu academiile, mi se pare super tare. Toată lumea se prezintă la nivelul ăsta. Bun, la noi ai spus. Și celelalte academii sunt, adică cum îi simți? Sunt buni. Da. Unde sunt bun, foarte bun. De ce? Pentru că, în primul rând, Mercurea Ciuc, el strânge tot din țară, atât și Sfântul Gheorghe. Deci și noi avem câțiva sportivi dați deja la Mercurea Ciuc, la academii. Ei joacă în campionatul de elită, în campionatul național elită, deci este un campionat foarte tare. Noi jucăm doar la clasic. Deci dacă un sportiv și toți suntem pe aceeași idee, toți care ne-am unit și am pus mâna la contribuție, că este benefic copiilor, deci dacă un sportiv are șanse să ajungă la academie la un nivel mare, atunci trebuie să plece. Sigur că da. Foarte mulți vorbesc de ce pleacă sportivii din Reghin. Păi trebuie să ne bucurăm că pleacă sportivii din Reghin, pentru că pleacă la mai bine. Sigur că da. Deci nu putem bloca un sportiv la, să zicem, Liga a 3-a, dacă el are șansă, o academie cum Sfântul Gheorghe, deja avem un sportiv dat de domnul Mărginan Ovidiu, Menhart Loran, care a fost cu echipa mare în cantonament în Antalya și deja este în sub conducerea echipei mari. Deci totuși astea sunt rezultate deosebite. Să faci atrament cu Liga 1, da? Atunci, da. Cu echipa de Liga 1, copiii cresc. Tot așa, cum am spus, Suciu Toni, Vito Daniel, care au plecat la academii, au ajuns, joacă acum la Liga 2. Deci poate dacă îi țineam în oraș, nu se întâmpla treaba asta și poate nici nu mai erau la fotbal. Deci, știi că la urma urmei, ăsta e țelul, să crești copii, pentru că tu ești... Tu ești cel care crește. Deci nu suntem bine structurați la clubul sportiv. Chiar de aia am încercat și protocolele astea de colaborare care funcționează după perioada foarte bine și chiar după toți. La 12 ani când unești de la 3-4 echipe, îți vin cei mai buni și îi unești. Absolut. Ai cei mai buni și poți participa în campionat cu academii. Deci vă spun, la 2008 n-am pierdut niciun meci. Cu Sfântul Gheorghe, chiar cu Ciucu. Domnul Mărginan Ovidiu cu grupa lui, felicitări și pentru grupa asta, n-a pierdut niciun meci. Super tare. Este pe locul 1, deci și acolo sunt premiați grupele. Cu academiile se acumulează total punctele la fiecare categorie de vârstă,
iar din 6 suntem pe locul 2. Deci în fața noastră este Mercurea Ciuc. Și este un lucru foarte bun. Da, și deci investiții gală, sunt într-un loc și în celălalt. Felicitări toate grupele care au participat și suntem mândri de copiii din Reghin. La faza finală pe țară, iarăși a fost, cum știți, la U11, U12, U13, Federația a scos clasamentul. Deci nu mai este clasament final. Pentru că, cum merg după nemți, și este un lucru benefic și foarte bun, nu mai este presiune pe antrenor. Exact, că atunci era părinții, presiune, sigur. Părinții, cum e ziua de astăzi, vor să câștige toate, copiii lor să joace tot meciul, așa cum este gândit campionatul cu două linii, le dai șansă la toată lumea să joace, deci toți copiii. De ce? Deci la 4+1, când ajung deja, crește terenul, trebuie să fie mai mulți jucători, trebuie deja 6-7 jucători titulari, plus încă rezerve. Iarăși la 8+1 deja mai iarăși, mult. Deci cum crește terenul și ai nevoie mai mulți jucători, la un moment dat îți dai seama că dacă nu lucrezi cu toți, nu mai ai copii. Piramida, dacă tu ai jos foarte mulți copii, cum crește performanța, rămân cei mai buni. Absolut. Poți să și promovezi, dar și rămân mai pe termen lung. Deci este un lucru foarte benefic, această colaborare. Cum am spus, în oraș rezultatele sunt foarte bune și eu zic că asta trebuie să menținem și mai ales, cum am spus, că a fost un an greu pentru noi la fotbal, pentru că n-am avut baza sportivă. Exact. E, aici prin colaborare cu Avântul am putut juca meciurile oficiale și antrenamente pe stadionul Avântul și mulțumim conducerii pentru că ne-a lăsat, atât și pe terenul Liga. Iar în rest am făcut pe baza Monte Carlo, contra cost, în chirie, deci totuși a fost greu. Pentru că noi ne-am antrenat pe 3-4 terenuri și am jucat practic doar pe Avântul, pe iarbă. Și, cum am spus, rezultatele chiar sunt foarte bune. Bun, uite acum, dacă tot am ajuns, ai zis de bază, așa câteva mănunte. Știm, noi așteptăm cu toții turneul de vară, turneul așteptăm proiectul ăla. Bine, am înțeles, a trecut o perioadă, dar acum toată lumea, eu cel puțin sunt toată ziua pe lângă el, așteptăm. Deci, ce știi? Cum se prevede? Ce? Deci s-a semnat documentele, a fost ceva probleme încă cu achiziționarea terenului. Terenul este comandat, deci durează 2-3 săptămâni până ajunge. Până atunci, faza finală trebuie făcut drenajul, faza finală cu un utilaj special. În 2 săptămâni se termină și acela. Ba mai nou și tribunele se pun în renovare. Deci eu cred undeva la sfârșitul lui august, dacă se poate, poate chiar la turneu, o să putem juca pe acea bază sportivă. Oricum, într-adevăr începe Cupa Sporting Embraschitz Reghin. Eu oricum optez pentru terenul de iarbă, deci dacă se poate pe terenul Avântul, Liga, respectiv la Gornești, pe terenuri foarte bune, să jucăm, că toată lumea optează, mai ales căldură, da, pe mare iarbă, pe terenul de iarbă. Da. Bun, acum încă ceva, CSS-ul, momentan, așa ca și amănunte, catedrele vă sunt acoperite, sunt ok, ai zis că la handbal nu. Nu, la niciunul, deci să luăm așa, să luăm așa, deci la fiecare catedra trebuie să fie 2-3 profesori. Să luăm așa, de la lupte. Dar avem tot așa începători și avansați. După care performanță nu avem. Deci la vârsta de 15 ani, copiii o să plece. Deci chiar avem o colaborare bună cu Târgu Mureșu. Și știți că aici e și centrul de excelență, cât și lotul național la Târgu Mureș. Mulți sportivi deja se pregătesc acolo. Păcurarea Andrei, care a plecat mai repede, și sunt foarte mulți sportivi care sunt deja acolo. Ne mândrim și cu un sportiv, Biblio Robert, care s-a calificat la campionatul european, bun, crescut de noi, acum luptă în Ungaria. Deci, printr-un protocol de colaborare cu cei din Ungaria, deja a ajuns la un nivel mare și îl felicităm și îi dorim succes la campionatul european. Bun, perfect. Ok, bun. Mai departe, catedrele. Basket. Mergem mai departe. Deci la basket avem începător și performanță. Deci între începător și performanță, tot timpul o grupă trebuie să joace cu doi ani mai mari. Este foarte greu.
Până acum, când a fost școala Ceușanu și a fost clasei sportive, ne-a ajutat foarte mult, exact, printr-un protocol cu care aveau două grupe acolo, chiar avansații tot timpul lucrau acolo, aveau rezultate și mai bune. Aici, iarăși, am cerut catedre, eu în fiecare an încerc, dar răspunsul vine tot timpul că nu se poate. La handball l-am spus că începători și avansați avem. La vârsta de 13-14 ani, deja copiii trebuie să plece, care vor să facă un sport de performanță, deci un handball de performanță mai departe, la o academie sau la liceu cu program sportiv, care au grupe. La fotbal, iarăși, avem o problemă. Pentru că federația, cum jucăm în campionatul național cu două grupe, federația ne mai trebuie, cere încă trei grupe în campionatul județean să participăm. Plus avem și centru de grupele mici. Aici, prin acest protocol pe care l-am făcut și motivat am făcut, putem participa, deci la 12 ani copiii vin la școala sportivă, îi oferim cele mai bune condiții, iar după care ei, prin asociere, se întorc la echipa mare și rămân la echipa mare și joacă în continuare și după terena junioratului. Iar la celelalte grupe mici, tot timpul încercăm să luăm o grupă de la alte cluburi și acum avem astăzi ședință, discutăm problemele și încercăm să facem cele mai bune grupe posibile și să le oferim cele mai bune condiții copiilor. Bun, acum eu vreau să te întreb, pentru că ai zis, ai repetat, da, bun, protocolul acesta este foarte benefic. Bun, uite, totuși, clubul sportiv școlar este una, celelalte cluburi fiind private este alta, totuși cum vă împăcați? Pentru că de obicei la noi așa se zice, știi, bă, privatul face, celălalt nu, că știi, și nu, tot timpul există asta, că nu e ok. Da. Voi totuși, deci, vă înțelegeți, cum? Ne înțelegem foarte bine, deci pentru că avem toți gândim la fel. Un țel comun, practic. Un țel comun, gândim spre binele copiilor din Reghin. Deci dacă vă dați seama că Beaschița are trei copii, participă în campionat, nu are rezultatele cele mai bune, dar e acolo sus, Avântul la fel, noi la fel, Gurghiu la fel. Iar la 12 ani, când de la Beaschița ești trei cei mai buni, de la Avântul cei mai buni trei, de la școala sportivă cei mai buni, deja ai imediat 15 da, jucători foarte buni. Și altfel intri în război cu ei și altfel îi lucrezi în continuare cu ei. Îi oferi cele mai bune condiții, nu mai plătește nimeni. Deci echipament, deci toate primesc de la club. Cantonamente, turnee, deci investim în acești copii și se vede progresul. Deci și 2009-le, una dintre cele mai bune grupe, iarăși 2008-ul care a început această colaborare cu grupa de 2007 am început și cu 2008-ul, amândouă au rezultate foarte bune. Și ne mândrim că mai pleacă sportiv de la noi la un nivel mai sus. Deci suntem toți de părere că da, dacă copilul are șanse, are condiții bune la o academie, să plece. Și acum avem doi sportivi ceruți de Sfântul Gheorghe, astăzi discutăm și problema asta, pentru că la 15-16 ani, dacă ținem în Reghin, apar, cum am spus, probleme de familie, prieten, anturaj și altele. Așa, el intră în academie, are condiții de cazare, masă, școală, alimentație, vitaminizare, echipament și joacă în cel mai tare campionat posibil, în campionatul de elită. Uite, eu mai vreau să te întreb ceva, pentru că un rol important, pe lângă voi, pe lângă organizare, pe lângă faptul că ați făcut protocoale, copiii merg acolo, există părinții. E, aici, cum e cu părinții? Pentru că părintele, de obicei, e natural, ar vrea, cum ai spus și tu, să joace toate meciurile, să fie cel mai bun, să aibă cel mai, eu știu, promițător viitor, adică dacă s-ar putea viitorul să fie astăzi, ok, ei sunt antrenorii cei mai buni de obicei. Deci avem, deci cu părinții colaborăm foarte bine, îi felicit pentru susținerea copiilor, să umble la antrenamente și o înțeles că dacă lipsesc o săptămână la copil, tot, ca și la școală, trebuie să iei de la început și au înțeles acest lucru, deci în număr foarte mare la grupele mici. La grupele mari, acolo mai am avut probleme, cum am spus, școala, neavând teren, în ziua aia am aflat unde avem terenul, au participat mai puțin, da. Dar părinții susțin copiii,
Într-adevăr, avem și cu niște părinți, nu cu toți părinții suntem foarte bine. De ce? Deci ei vin direct și vin și spun, uite, eu am luat copilul, vreau să duc la Cluj. Bun, dar hai să discutăm o dată problema. Ce oferă Clujul? Nu nouă, copilului, că noi ne uităm la binele copilului tot timpul. Ce oferă copilului? Cazare, masă? Păi știți că oferă, dar contra cost, dar mai bine plătesc eu decât... Greșit. Și noi am spus, lăsăm copiii doar dacă primim o hârtie că ei pleacă... La condiții mai bune. Au cele mai bune condiții, exact. Cazare, masă, nu? Că după un timp îl pui să plătească. Plus, la 16 ani, cum știți, semnează un contract, în contract după ce o semnat contractul și acum sunt copii care vor să vină înapoi și este o clauză acolo 50.000 de euro. Deci părintele se ține de cap după aia că ce a semnat și pentru ce a semnat. Că l-a dus 2 ani, într-adevăr, condiții, cazare, masă, da. Dacă e gratis, atunci totuși a cheltuit clubul acela niște bani. Avem iarăși copii la Arad, vor să vină acasă, dar ei n-au plecat prin noi. Noi avem o înțelegere cu cluburile astea, în cazul în care sportivul nu învață, este dat afară de la școală sau comportament sau alte motive, greșel, da. Se întoarce la clubul nostru obligatoriu, gratis, deci nu cum facați, înțelegeți? Da, da, da. Într-adevăr, foarte mulți video sunt atât în județ cât în regim. Românul e, da? Așa e. Și mai ales că vede că mergem, lucrăm toată lumea bine și avem și rezultate. Deci când ai rezultate, normal să fie invidioși. Uite, apropo de rezultate, eu vreau să te mai întreb ceva. Cum stăm la capitolul fete? Știi că nu face diferența, dar fete. Bun, pur și fete. Avem fete, deci fetele pot să joace în campionat comun până la vârsta de 12 ani. Avem și fete talentate, care deja avem la Prundul Bârgăului, o fată crescut de la Mărginan. La Cluj, de la Beaschița, a plecat. Uite, și cu asta trebuie să ne lăudăm. Să înțeleagă părinții fetelor că și fetele pot să performeze. Normal. Și la vârsta de 12-13 ani pleacă la echipă de fete care investesc. Acum UEFA investește foarte mult în fotbalul feminin. Din păcate, încă n-am reușit și aici am propus ca să fie grupă de începători. Am văzut la Odorhei cum cresc fetele într-o grupă împreună. Cresc și participă și mai departe. Deci nu înseamnă că la 12 ani trebuie să plece. Practică fotbal mai departe, da, pur și simplu. Da, și ai șanse să înscrii deja după 2-3 ani, dacă îi ții pe fetele alea, în Liga 3. Și federația susține acest proiect. Bun, Borne, uite, pentru că încet ne apropiem de final, nu știu, așa, o concluzie a ceea ce a fost anul acesta și ce îți dorești pentru anul viitor, pentru sezonul viitor. Deci pentru sezonul viitor doresc o dată să fie terenul gata. Asta ne dorim cu toții, da? Ca să fim acasă. Deci să fim acasă, să putem lucra mai bine, mai multe antrenamente. Vă dați seama că se lungește ziua, avem și nocturnă, deci jos pălăria cu baza aceea. La celelalte catedre dorim ca să obținem încă catedre, ca să putem lucra și mai bine, ca la vârsta de 15 ani copiii, adică fetele de la basket, respectiv de la handball, să rămână în oraș, să putem avea și o grupă de performanță. Asta aparține doar Ministerul Educației și este foarte greu, că vedeți, toată lumea numai taie și posturi în plus nu se dau. Mai ales că viitorul este în cluburile sportive, în LPS-uri. Pentru că aici totul are gratis. La cluburi private mai plătești. Și nu toată lumea își permite. E adevărat. E situația financiară, acum știm cu toții ce vremuri grele trăim. Bun, Borne, mulțumesc mult de tot pentru amabilitate. Multă baftă, să sperăm acea bază să fie finalizată, să ne bucurăm de ea, copiii se bucure. Mai vreau să spun aici de două lucruri. Deci avem două proiecte mari încă anul acesta. Deci în afară de turneul care îl organizăm an de an, mai avem o tabără de vară pentru portari, Jasper Keepers. Deci aici va veni din Slovacia un antrenor și antrenorii din județul Mureș, care dorim să organizăm o tabără de 5 zile doar cu portare. Deci ei lucrează zi de zi cu portare și același cu Marius Răducan din Germania și la jucători, o tehnică individuală, o tabără pentru tehnica individuală, dezvoltare. Deci este un lucru nou care încercăm să
să vedem un proiect cum. Interesant, interesant. Mai ales că toți antrenorii lucrează cu el, cu ei, o să lucreze, o să fie prezent și mai furăm din meseria asta, că meseria asta se fură. Corect. Bun, Borni. Ok, mulțumesc mult de tot. Doamnelor, domnilor, așadar, CSS Reghin la final de sezon, proiecte pentru sezonul care începe, pentru această vacanță de vară și să sperăm acea bază de la Metalul va prinde viață și atunci ne vom lăuda, pentru că într-adevăr vom avea cu ce. Mulțumesc încă o dată, Borni. Așadar, Sport la Ardeal TV, sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire, numai bine!